Bună ziua tuturor, am venit aici să cumpărăm și noi porc. La țară venirăm, de la oamenii noștri, să cumpărăm porci bio. Noi nu cumpărăm din alea de la magazin. Și venim să vă arătăm și noi porcul nostru care l-am luat de la oamenii noștri, de la țară. Aici avem și curcani aici. Și curcan, dragi prieteni, curcan de țară. Mă cunoaște și câinii, cât am stat pe aceea. Da, doamnă, mă cunoaște și câinii. Așa, dragi prieteni, să vedeți porcul. Vă arătăm și noi porcul nostru. Cred că se culcă porcul meu, ce zice doamna. Stai jos, porcușorul meu. Ia să vedeți, dragi prieteni, ăsta-i porcușorul meu. Alu Ion și alu Mari. Porcul alu Mari și alu Ion. Asta. Da. Hai mă sus să te vadă și prietenii. Hai mă, cică. O să revenim, o să bară porcul când îl punem. Venim cu duba. Pe grătar. Da, să le arăt porcul pe grătar. Acum le arăt porcul de unde l-am luat. În coteț. Și o să revenim. Da. Trebuia să întoarcă și eu acolo din Valde. Firmai și purcelul meu. Purcelul porc, nu? Cică, mă, mă, cică, 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 cică. O să revenim, prieteni. O să vă arăt porcul. Când îl punem în dubă, porcușorul meu. Acum stă jos, că nu se vede bine așa. Cum îl cheamă tată? Zic că filmez la cameră. Ionică. Îl cheamă Ionică pe purcel. Da, Ionică pe purcel. Pe porc, adică pe porc, ce pe balșoi, purcel? Pe balșoi, așa mă filmez. Acum vă pune pe ăla de video. Te uit tu, tată, o să te vede copiii. Ce dacă, că ai dat porcul? Ia vede, dragi prieteni. Porcul îl cheamă Ionică, ca pe copilul meu. Rodule, ce faci, bă, tati? Iertelul, doamna, filmările mele care mai postez și eu. Copilul tati. Hai, copilule, dar nu cu sârmă, tată, nu? Ia uitați-vă, dragi prieteni, porcușorul meu. Și porcușor și porcii, zic de toate. Acum, vă arătăm când unul va fi în după. O să revenim. Vin astea ceva la prieteni. Vă salut, prieteni. Stăm aici după porci. Așteptăm să vine domnul cu porcul, că mai luarăm doi și mai vrem să mai luăm încă unul. Să trăiești. Și veri, domnul bucătarul tău a luat porc. Da, bucătarul a luat și a venit și cu mine să iau și eu porci. Să vedem ce-ți pregătește bucătarul de Paște. Da. Cum îți taie carnea? Mai trebuie să luăm și miel și curcan, prieteni. Te căutăm și curcan după aia, după ce terminăm cu ducem porci acasă. Po cum, că cu curcane avem la prietenii noștri, la moși, la urducești. Știm că avem acolo. Da. Dar o să mergem după aia, după ei. Le luăm mai aproape, că mergem și după ouă acolo. Da. Deci avem ouă la neamurile noastre. La urtucești mergem după ouă, după curcare, avem și curcane acolo. Și bucătarea, tu ai, domnul bucătar, tu ai curcani? Am crescut de anul trecut. Bravo! 5. Ai nevasta vrenică care îți crește curcani. Le-ai arătat la prieten porcul care am luat? Da, le-am arătat. Le-am arătat acolo în cușcă, dar nu l-am arătat în dubă. Nu-l scol. Vreau să-l arăt la prieteni. Ia vedeți, dragi prieteni, porcușorul nostru. Și îl cheamă, cum îl credeți că îl cheamă? Îl cheamă Ion. Am întrebat pe fostul lui stăpân. L-am întrebat cum îl cheamă pe porcușor, pe porc, și a zis că îl cheamă Ion. Ion, acum mergi la noi. Nasă, știi cum îl cheamă pe porc? Cum? Ionică? Ion îl cheamă. Întreabă pe omul, da, el a zis.
Că am filmat porcul, și l-am întrebat pe om. Să nu mai spui în fața copilului că cheamă porcul Ion cum îl cheamă pe el. Da, cum îl cheamă pe copilul nostru Ion. Și pe porc îl cheamă tot Ion. Să supără doamnă copilul acum. Așa mi-a zis omul ăla că îl cheamă Ion, auzi și tu pe porc. Acum și eu... Asta e, așa striga el, știi, că l-a crescut. La mei, la viței, la toți când vine. Da, îi pune nume. Tantea băiatului are 9 ani. Da? La Severin. Dar ce a venit doamna la viță? I-a venit nebunia. Nu e învățată, n-a fost afară deloc. A cui am atat, doamnă? A fost crescută de când la granjă. Păi și câte luni are vacanță? Am plinit un an acum, februarie. Da, i-a venit a treia oară o dădurătă, a zis că e mică, știi, să nu o dăm. Dar nu mai prinde dacă tot îi vine, îi vine și nu o dai la bou, nu mai prinde pe urmă. Da. Au! N-am știut cum e. Ce facem? Domnul bucătar, o să venim, vrei să venim cu tirul acum? Să lași în cea lângă mașină, să treci mai încolo cu vaca. O să revenim, prieteni. O să revenim de acasă. Am revenit, prieteni, acasă la mine. Am adus cu porcii, dragi prieteni. Stai să vă arătăm. Cât te duci pe porcul ăsta mare? Am adus, prieteni, porcii acasă. Văd că nu mergeam înainte filmarea, de asta repetai. Ce zici, domnul bucătar? Am fost cu domnul bucătar, că el cunoaște la porci. Pe ăsta luăm pe 36 și ăla mai mic pe 27. Da, știe domnul, de asta noi nu ne pricepem la porci. Se pricepe la porci, că a luat porci. Domnul bucătar se pricepe la porci. Duminică... Mergem la Paște. Poate de jalică? Vă mulțumim frumos. Asta a fost pentru tot. Nu uitați să vă abonați. Anca, îți place porcii? E ce mai alină, e cocule să legă. Să mă îngânt, ridică să o deau. Să legă, sunt frumos. Îți place Anca porcii? Hai, gata, să le mâncăm sănătoși. Hai că culoarea ăla pe el. De unde luai doi roșcați? Pe ăla îl cheamă Ion. Așa cum la omul ăla. Unul Darius, unul Ion îl cheamă. Doi porci, dragi prieteni, am luat de Paște. Vă mulțumim frumos pentru că ne urmăriți. Să vă dă Dumnezeu multă sănătate. Cu căiți ușor. Și nu uitați să vă abonați. Sunt doi porci, am luat unul mai mare, unul mai mic. La 5 vine asta, că ai văzut asta. Vă mulțumim frumos. O să vedeți de Paște ce o să pregătim. O să aveți multe surprize de Paște. Un Paște fericit la toată lumea.